Șeful poliției Sân Nicolae Mare a fost prins băut la volan. Nu s-ar fi aflat dacă n-ar fi lovit un taxi într-o intersecție din Timișoara. Martorii susțin că ar fi încercat să fugă imediat după impact, dar că a fost ținut pe loc de colegii taximetristului care au sunat la 112. Polițiștii l-au pus să sufle în fiole și au descoperit că avea o alcoolemie de 0,99 ml de alcool pur în aerul expirat. I-au luat carnetul și au întocmit dosar penal. Nimic, sincer. De ce v-ați urcat gheața la volan? Nu am găbea la... Alcoolemie 0,99. Nu a fost la volan beat. Domnul din imagine este comisarul șef Claudiu Andreescu, șef al poliției din Sân Nicolae Mare. Aseară, în timpul său liber, se plimba cu mașina pe o stradă din Timișoara și când a vrut să plece de la un semafor, a lovit ușor din spate mașina de taxi. Imediat a început negocierile cu partea vătămată. Vă dau niște bani că vreți, acum ați încerc pentru mașină. Sincer, acum. Acum și eu șef de poliție. Domnul Andreescu. Înțelegeți că nu banii contează? Vă dau câți vreți bani, vreți. Negocierile au eșuat rapid în momentul în care, la locul accidentului, au ajuns polițiștii de la rutieră. Șoferul vinovat era atât de băut încât abia a reușit să le explice ce anume s-a întâmplat. Domnul Andreescu, știi cum e prea... Cu el rezolvat, să vă ierte, dar totuși, etilotens tu, sacte, făcute. Așa e, da, așa e, da. Degeaba voi rezolvați cu el. Așa e, da, ce spui, da. Pe aparatul etilotest, alcoolemia polițistului a fost de 0,99 ml alcool pur în aerul expirat. În aceste condiții a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Nu erați la volan dumneavoastră? Nu. Dar cine era la volan? Eu. Deci dar n-am băut la volan, nu, sincer. Înainte să vă urcați la volan? N-am băut la volan, nu. Domnul. Am băut o bere înainte, dar n-am condus beat. Cum vă explicați atunci că ce? Polițiștii v-au găsit cu 0,99? Aer sau în sânge? În aer. Păi am băut înainte, după aia am băut în... Superiorii comisarului șef au început cercetarea prealabilă în cazul său și l-au mutat de la Sân Nicolae Mare la o secție din Timișoara, unde acum are o funcție de execuție.